dobrodošli, dame i gospodo. Bine ați venit, doamne și domni. Acum se adresa președintele Republicii Serbia, domnul Tomislav Nikolić, și președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis. Domnul președinte, poftiți. Stimați domnule președinte, doamne și domni, dragi prieteni, azi am așteptat pe președintele Iohannis nu ca, doar ca un prieten al Serbiei, l-am așteptat ca colaboratorul nostru pentru păstrarea păcii în regiune. România și Serbia nu trebuie nimic ce să uite și așa a fost întotdeauna, așa va fi și în viitor. Suntem martori că și pe lângă circuința care am dovedit în ultimii ani pentru ca partea mică această Europei să poată să începe, să plece mai departe, să se dezvolte și ca pentru toți oamenii din regiune să se dezvolte standardele care sunt prezente și în țările occidentale. În fața noastră avem imbolduri și obstacole și din nou doresc să ne întoarcă în trecut și să avem conflicte. Întâmplările din Macedonia acum câteva luni, chestiunea migrațiilor care a făcut ca Ungaria să hotărească, să ridice, să construiască un zid la frontiera cu Serbia, dorința, adică atacul asupra premierului Serbiei este ceva de nespus, deci reprezintă o nestabilitate și a creat. Și deci există oameni care jură neadevărat și care nu doresc pace în regiune. Serbia nu va răspunde la aceste provocări. Serbia va face totul ceea ce a spus că va face. Deci vom prelua toate măsurile ca casa noastră, Balcanii noștri, partea Europei în care de viacuri am trăit unii lângă alții să înainteze, să colaborăm și ca această parte să fie o oază a păcii și de stabilitate. Să putem să lucrăm împreună ca oameni buni, ca vecini buni și ca conflictele să le rezolvăm prin discuții, să nu ne mulțumim doar cu faptul că doar să urmărim exemplu Europei, ci noi să fim exemplu pentru întreaga Europa. Folosesc această ocazie ca împreună cu prietenul nostru, cu președintele Iohannis, să trimit un mesaj clar. Noi dorim ca popoarele balcanice să trăiască ca vecini buni, să trăiască bine și să trăiască în pace. Și ca ambele și că țările, ambele țări ale noastre se vor lupta pentru aceste scopuri împreună ca prieteni. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, mă bucur să mă aflu în vizită oficială la Belgrad. Mulțumesc, domnule președinte Nikolić, pentru invitație și pentru primirea călduroasă prietenească. Am avut discuții pe o serie întreagă de subiecte, de pe agenda bilaterală, dar și în legătură cu întreaga regiune a Balcanilor de Vest. Aș dori să încep prin a reafirma interesul și importanța pe care România le acordă relațiilor cu statele din Balcanii de Vest și stabilității regionale. Este în interesul statelor noastre, al regiunii și al Uniunii Europene în ansamblul său ca în această regiune să fie stabilitate și pace. În discuțiile cu domnul președinte Nikolić am subliniat că România susține clar perspectiva europeană a Serbiei și a statelor din regiune. Serbia merită să fie recompensată pentru eforturile semnificative de reformă făcute până în prezent. Sperăm ca negocierile efective de aderare ale Serbiei la Uniunea Europeană să demareze în acest an. Cunoaștem din proprie experiență dificultățile și eforturile pe care le presupune întregul proces de pregătire și negociere a aderării la Uniunea Europeană. De aceea am exprimat disponibilitatea și deschiderea deplină a României de a oferi asistență Serbiei în domenii relevante pentru procesul de integrare, dacă Serbia, sigur, dorește acest lucru.
Am discutat și despre relațiile noastre economice. Ne propunem o serie de proiecte comune în domenii importante, precum infrastructura și aș menționa aici autostrada Timișoara-Belgrad, cooperarea transfrontalieră și interconectivitatea energetică. România este interesată de perspectiva efectuării unor exporturi de energie electrică către Serbia, respectiv către piața regională din sud-estul Europei. Exportul se poate realiza prin intermediul companiilor specializate care activează pe cele două piețe. Firește, am abordat și tema minorităților naționale și drepturile lor. Împreună cu domnul președinte Nicolici am căzut de acord că este de datoria noastră autorităților din cele două state să acționăm hotărât pentru consolidarea rolului minorităților română din Serbia și sârbă din România ca punte solidă de legătură între noi. România este întru totul deschisă la o cooperare bilaterală cât mai strânsă pentru rezolvarea problemelor din acest domeniu care încă persistă și care, așa cum se cunoaște, au deosebită relevanță și din perspectiva procesului de integrare europeană. Am trecut în revistă și o serie de teme europene și internaționale de actualitate, precum migrația ilegală, modalități de cooptare a Serbiei la politica energetică a Uniunii Europene și alte situații. În concluzie, discuțiile pe care le-am avut au arătat dorința ambelor părți de a consolida cooperarea româno-sârbă prin dinamizarea dialogului politic, a relației bilaterale în ansamblul ei și a proiectelor comune cu impact regional. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc! Dame i gospodo, hvala vam na pažnji.